Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod cu un nou joc pe acest canal. De data aceasta avem Core Mechanic Simulator, n-am mai făcut de mult. Vreau să mergem în parcare. O să iau, cred că, Bolt Reptila Supercharged. Move to Garage, ia să vedem. N-am așa, vreau să reparăm un junk azi. Ia uite-o. Răcuța. Hai să-i dăm aici Move car, car lifter, încă mai știu să umblu. Ok. Cred că o să mă bag direct, poate să asambla toate prostiile de pe ea. Mă da. Filtrul de aer nu cred că mai e bun. Bateria o să o pun eu la încărcat acum rapid. Hai să reîncărcăm bateria. Probabil că o să scoși toate piesele care au mai rămas pe ea. Pentru că ce rost mai are să le las. Nu o să mă ajute cu nimic. Roțile neapărat scoase. O să scoatem tot de pe doamna mașină. Totuși mai are ceva, de ceva în ea, care încă mai rezistă. Premirarea mea. Și a multora, probabil. Gen, etrierii, plăcuțele, roata, cu totul, chiar e o mirare că mai trăiește. Mă rog că mai trăiește. Că mai e aici, cu noi, pe mașină. Outer tie rod, inner tie rod. Scoatem totul de pe oricum. O să ne lucrăm din față în spate. O să scoatem tot rubber bush, rubber bushing, sau cum naiba să citea asta. Acum problema e că trebuie să merg la roata cealaltă. Race tire, ha? Da. Etrierii, plăcuțele de frână, capacul ăsta de design. Ok. Upper suspension arm. Scoatem tot de aici, efectiv. Și asta. Da, iar dezasamblăm mașini, cum să nu. N-am mai jucat de mult, vreo 3-4 luni așa, de ce să nu jucăm iar. Bine, un episod n-a mai fost postat din vara lui 2019 pe canalul meu cu jocul ăsta. În orice caz. Ne adaptăm, nu? Ce putem face? O să mă bag pe puntea spate după aceea, efectiv. Scoatem și cutia de viteze. Scoatem tot ce e la cutia de viteză aici. Discul de ambreiaj. Efectiv tot. Și o să scoatem acum și motorul. Mai avem un bec aici. Rămas, hai să-l scoatem și pe el, bineînțeles. Și hai să vedem ce putem să reparăm la repair bench. Reparăm și noi ce se poate, ce nu. Ghinion. Bă, că nu foarte multe sau... Bă, bă, că am reparat ceva chestii, să știi. Nu e asta în orice caz. L-am scos de pe mașină, practic. Hai să vedem, poate pot să-i pun blocul aici. V8. Acum să-l scot cu asta, nici eu nu mai știu procedeul, sincer. Pull out. Add engine into crate. Uite, asta e V8 super charge. Nu asta.
Practic eu ar trebui să întorc motorașul. Nu, add engine into crate. Naiba. Ok, doar motorul, da. Rotate. No, right. Mama lui. Engine right, uite așa, mă. Stai să montăm tot ce avem. Pistoane nu cred că avem în niciun caz. Hai să vedem. Tuning shop. Pistoane. Cred că astea sunt ok, nu cred că ne trebuie altceva, nu? Piston with can rod. Și acum ne trebuie 8 piston rings-uri. Mă gândeam că nu avem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bun. Cu astea ne mișcăm repede pe instalare, nu durează mult. Le instalăm chiar foarte repede. Rotchepuri. Avem vreo 3 aparent. Mă mir, de unde naiba le avem? Deci mai îmi trebuie doar 5 rotchepuri, nu? Rotchep. Scriem tot că e puțin de scris. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Oricum, și dacă ar fi mai multe, nu știu cât de mult ar însemna asta probleme. Măcar să fie. Avem destule pentru toți. Ce ne trebuie aici? Crankshaft bearing cap. Bun. Crankshaft bearing cap. Încă două. După aia ne trebuie baia de ulei. Terminăm cu partea de jos. Mă, cel mai mult, sincer, îmi place să lucrez pe motor. Și cel mai greu, roțile și suspensia. Oil pan, the V8, the V8, oil pan, V8, V8, V8. Da. Uite aici am trebuit un oil filter de V8. Noroc că sunt la aceeași pagină. Uite la aici, filtru de V8. Bun, aș putea să întorc motorul acum, sincer. Alternator și engine head. Două. Alternator. Engine head. De V8. Mom, B6C. V8 avem? V8? Cum să n-avem? Perfect, exact ce-mi trebuie. Un alternator frumos pentru tuning. Engine head de V8. Exact ce avem noi nevoie. O să-mi trebuiască 8 bujii. Din câte știu eu, dacă mașina are 8 pistoane, are și 8 bujii. Deci câte pistoane are mașina, atâtea bujii are. Și invers. O să iau 8 bujii. Spark plug 8. Ca să refacem noi mașina asta. Din cazan în bombardier. Practic. Ce ne trebuie aici? Am un camshaft. Bă, nu știu, camshaft de V8? Da, uite. Că sunt pe aici camshaft-uri. V8. Dar nici nu găsesc T-Series. Oh, T-Series, da. Camshaft de V8. Ok. O să-i dea ceva putere mașinul tăi. Cam shift-urile astea de V8. Cam gear-uri văd că n-avem. Cam gear astea nu pot fi tunate orice ar fi. Deci n-ai ce să faci cu ele. N-ai ce să tunezi practic ele, adică ce ai putea să tunezi. Timing belt de V8. O să fie aici timing belt V8. Luăm și timing belt-ul. Cureaua, practic. Mă rog, curelele în cazul asta. Avem aici un supercharger.
Supercharger intake manifold V8. Aici vreau să vedem. Poți să ai un supercharger de la Tuning Shop? Deci parcă nu puteai. Supercharger V8 OHV Kappa. No. Uite, supercharger V8. Ok, în orice caz nu e asta problema. O să fie un motor puternic și potent în același timp. Ba, fuel rail-urile trebuie să le găsim la Tuning Shop și o scriu aici doar DI. Fuel rail DI. Bun, pentru combustibil, pentru chestii, nebunii. Hai să ne uităm aici în față, timing cover-ul. Timing cover, mamă, am băgat. Timing cover de V8, adevărat, îți zic. Acoperim și noi toate nebuniile astea. O, B, 2 de B, 3 de B, 4 de B, 5 de B. O să iau 2, da, să fiu sigur. Idler. O să iau 2, da, să fiu sigur. Avem destule. O să pun B-urile primele. Să fim noi siguri că avem ce ne trebuie. Crankshaft pulley. Nu știu dacă water pump puteai să iei pentru tuning, dar ce naiba, că e pompă de apă, n-ar trebui. Ia uite, de exemplu, mă bag aici. Nu cred că există, mă, frate, water. N-avea cum. Water pump de V8, ok. Water pump pulley. Luăm și pe ăsta. Frumos. Acum ne trebuie engine head cover B. Head cover A, head cover B. Frumos este. O să iasă fain motoraș. Zic eu. Îmi place deja cum începe să prindă formă. Și contur nebunul. Ignition coil-urile mai târziu un pic. Throttle V8. De fapt, chiar acum o să le cumpăr. Hai să vedem. Throttle V8. Vedem, ignition coil. O să iau 8. Probabil 8 ne trebuie, nu? Da, 8 ignition coil-uri. Perfect. Mai sunt încă 4 pe partea cealaltă. Și să vedem ce mai avem de pus pe mașina asta, în afară de cover-urile alea. Power steering pump, ok, 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 ok. V8-ul. Sigur îmi trebuie niște curele pe aici, pentru că n-am. Supercharger, ok. Mamă, iar am caps lock-ul activat. Bun, deci asta e una, supercharger serpentine belt. Serpentine belt A. Serpentine belt. Probabil că de V8. Nu, da. Și mai îmi trebuie un tensioner. Tens. Ca să le punem pe toate aici. Știam eu de ce am mai luat un roller aia, uite-l. Am avut creier aici. Exhaust manifold V8. Exhaust manifold V8. Găsim? Mamă, V10. Oho. S-au mai făcut oricum update-uri la joc.
Uite mă, de V8 aici. Cum ușel așa strălucitor. Nebunașu. Hai să venim și pe partea cealaltă, ia uite aici. Să sperăm că nu ratăm nicio piesă. Mai am aici niște coil cover. Asta se ia din main shop, coils cover. Le acoperim. Asta îl punem aici, gata. Bă, nu ar mai fi nimic care să-mi lipsească. Cred că putem să trecem noi la... Opa, move. La mare suspensie sau chiar la engine bay aici. De exemplu, ABS pump. Oh, ABS module chiar avem, nu credeam. Să-i fac baia mașinii, practic. Brake servo, n-avem din păcate un servo. Fără aia lângă ea. Air filter base. Un filtru de aer ne-ar trebui. Pentru că vrem să avem mașina asta în stare bună, nu? Cover, hai să vedem. Air filter cover, uite aici. Opa, dar stai mă! Că putem să luăm un air filter tunat dacă nu mă înșel. Ia stai. Bine, asta cred că e doar pentru sunet. Aci că dă și că ai putere, deși nu prea cred. Sau e posibil. Da, nu știam, am uitat că avem și posibilitatea să-l tunăm. O să luăm clip. O să iau 4 din fiecare. Am luat 5. Nu contează, frate, să fie în inventar. Uite, nu știi când ai nevoie ca acum. Radiator. Radiatorul ăsta nu mai trebuia să aibă și el fan housing, ia uite. Fan housing. Fan housing fan. Așa ar trebui să vină. Perfect. Bateria nu o punem acum în niciun caz. Un fuel filter mi-ar trebui. De pe tuning shop, bineînțeles. Fuel filter. O dat, perfect. Nu tu. Și chiar tu. Bun, hai să mut eu asta înapoi. Car lifter, hai să luăm motorul. Take off. Install. Mount fuel filter, ok. Uite, avem un fender acolo pe care nu l-am, mă rog. Install. Am așa, install ăsta. Nu știu de unde am celălalt motor. Nu pull out, mă. Install. Acum put away. Put away place equipment back. Hai rapid să ne ocupăm de mașină. Să facem să arate brand new again. Să facem să arate ca nouă. Bine, acum mi-am curățat doar interiorul, trebuie să scăpăm de rugină. Hai să scăpăm să vedeți magia. Bam. Pe care o face, uite aici un fender. Slug spike-uri ocazionale, n-am mai intrat de mult în joc, probabil de-aia, mă rog. Hai să ne ocupăm noi acum de suspensie puțin. Aici e parte care nu îmi place mie prea mult, să zic așa. Mă văd că steering record-ul dus-o bine chiar. Rubber bushings-urile astea văd că le avem pe toate. Am știut de ce am cumpărat ca nebunul când am cumpărat. Punem asta aici. Bă, că s-au reparat multe părți oricum.
componentele mașinii. Ok, hai să vedem. Hub bearing. Am scris hub bearing. Hub bearing. Brake disc ventilated. Nu știu dacă pe spatele tambur sau discuri, deci o să iau și caliper, nu o să luăm încă, să vedem cum stăm. Trebuia să iau brake pads, în orice caz. Pads. Două de fiecare parte. Cap-urile. Wheel hub cap. Ne descurcăm. Un caliper e ok, deci mai trebuie doar un caliper, că cilindrul e ok. Doar un etrier, practic. Ca să mai vorbim și pe română, un caliper, un etrier. Perfect. Aș putea să mă duc în partea cealaltă, sincer, și chiar asta aș vrea. Să facem zona de la roz mai întâi. Și după aia să continuăm treaba. Pentru că asta e ușor. Pune etrierii, ia etrierii. Partea asta nu e grea. Acum vine partea mai lungă. Nu mai am rubber bushings astea. O să iau multe rubber. Pana mea. O să iau vreo 10 măcar. Am un inventar când am nevoie. De părinte îmi trebuie bottom suspension arm. Chiar două. Hai să trecem în partea cealaltă la roată. Bottom suspension arm. Upper. Cum va și șurubul ăla, uite așa. Ok. Front sway Barbie. Front sway Barbie. Vedem și ce link-uri are. Probabil B. Dacă e B, nu? Sau nu are treabă? Ba, da, văd că e în link B. Nu știu dacă s-au mai reparat din el. O să vedem. Nu, nu s-au reparat. E ok. E, nu toate chestiile pot fi reparate, nu? Mai am reparat și din multe chestii, adică roțile le-am reparat cam în totalitate. Inner tire și outer tire, nici nu știu dacă pot să le repar, sincer să fiu. O să le cumpăr just in case. Pentru că am oricum destui bani, dispun de prea mulți bani. Oricum, după ce termin asta, trebuie să fac suspensia, ceea ce mă enervează cel mai tare. Suspensia, de fapt, amortizoarele. Uite, double wishbone shock absorber. Uite. Double. Front shock absorber cap. Spring. Cam așa ceva. Bine, nu o să fac greu în niciun caz. Dar îți iau un pic de timp până le dai de cap. Mamă, câte double wishbone shock absorber. Mamă, ce naiba? Bă, nu așa. Nu, ăsta nu. Wow, nu ăsta, nu. Ce naiba făcui? Front spring, front shock absorber cap. Nu știu ce naiba am făcut eu. Hai să luăm astea. Băgăm aici pe montat. Ok, exhaust pipe-urile după aceea. Am pus și rubber bushings, ok. Double wishbone shock absorber.
Acum, ca să fim mai specifici, vreau să ne băgăm la partea asta minunată, de unde o să iau eu la tuning shop și o să iau gearbox. Clutch plate, clutch pressure plate, flywheel. O să iau de aici bearing-ul. O să luăm un V8. V8. Un V8 normal și frumos. Cum e și cazul. Flywheel, clutch plate, multe clutch plate-uri vă că avem. Discul de ambreiaj, o să punem aici tot ce ne trebuie. Avem cutia asta faină, tunărită. Front exhaust pipe V8 tower, au ăștia la tuning. Front exhaust pipe V8. Da, da, n-au, a. Din păcate. Vezi? Nu, ne trebuie V8A și V8B, din păcate. Oricum V8A aveam, dar nu e asta problema. A, tot ne trebuie încă B. Catalytic converterul ăsta ar trebui să fie, l-avem. Cat. Două, că avem evacuare de aia faină. De jumecheri. Middle muffler, exhaust pipe. Middle muffler. Exhaust. Nu exhaust, schimba, exhaust pipe. De la normal. Rear muffler, probabil ca un V8. Probabil, na. Nu-mi dați în cap dacă am greșit. Cred că trebuia să iau două rear muffler-uri, nu? Da, mă. Uite, am nimerit bine. Rear muffler V8. Problema e că trebuie să-l dăm jos pe ăla. Să-l punem pe ăsta nou. Bun, acum am făcut partea asta. Op, ce naiba. Trebuie să o lucrăm pe suspensia spate. Care e de asemenea genul ăla de suspensie pare destul de complicată. Cred că e cea mai complicată din câte pot eu observa. Dar nici cea mai simplă. O să vedem ce putem repara, ce putem refolosi. Deja nu mai e o dilemă să desfac astea. Ce vreau să fac? Să mă ocup de rezervor. Fuel pump. Fuel tank. Bun. Vreau să mă ocup de părțile astea pentru că n-am resens să uit după aceea. Trebuie să scot plate-ul ăsta. Da, nu știu, e camera dubioasă. Dau eu zoom mai urea pe ceva și nu e bine. Nu știu, de exemplu, acum. Hai să vedem și roata aia. Ce are de oferit. La fel, o să reparăm și aici ce putem. Dacă putem. Eu zic că ar trebui să reparăm multe chestii. De pe rotița asta. După aia mai avem interiorul. Bă, suspensia spate la unele mașini e foarte complicată. Nici la asta nu e prea simplă, dar la altele e și mai complicată. Și dacă mai e și 4x4, atunci e nenorocire. Așa, în schimb, e destul de finuță, nu-i problemă. Repair bench. O să spamez pe Enter, asta e cert. Bun. Asta am reparat, e bine. Hai să nu pun aia.
Să punem leaf spring-urile. Începem din interior spre exterior, pentru că nu vreau să mai am probleme. Eu bolt. Bun, bă, am reparat multe chestii, văd. Începem din interior spre exterior, pentru că nu vreau să mai am probleme. Niciun tip de problemă, sincer. Interior spre exterior, cred că e cel mai sigur să muncești așa. Noroc că am reparat și multe chestii aici, văd. Leaf spring-urile. Asta ce e? Rear shock absorber din celălalt ei? No. Rear shock. Bă, nu că n-am demontat așa ceva, nu? Ba chiar am, ia uite. Aia am verificat că parcă ține-mi aminte că îmi rămăseseră unele piese în plus. Vezi, mă, drive shift, uite, e ok drive shift-ul. Și roțile vă că-s decente până acum. Ok, n-avem hub 3. O să-mi trebuiască pads, 2. Și disc, brake disc. Nu mai e ventilat, ăsta e normal. Ok, asta o avem. Solid axle-ul. Brake discul am luat, plăcute am luat. Discul de frână, mă rog. Un caliper și un cilindru. Un etrier cu un cilindru trebuie să le cumpăr eu. În partea cealaltă, haide. Ușurel așa. Mă da, mă enervează priveliștea. Hub 3-ul. 1, 2, 3, 4 șuruburi. Nu-i problemă, luăm acum etrierul. Mechanical fuel injection driver. Bă, multe chestii. Acum problema e cu roțile astea. Pentru că vreau să văd ce roți a avut nebunia asta pe ea. Astea retro le-a avut. Cu race tire B, da, bă. Vreau să scot toate rimurile să vedem care mai poate fi reparat. Toate jantele vreau să le scot să vedem care mai poate fi reparat. Sau reparată, depinde. Le scoatem pe toate, vedem dacă mai se poate repara ceva. Opa. Până atunci ar trebui să dau comandă de un cauciuc, sincer. Race Tire B. R18, 285 pe 40. Race Tire B. 18. 285 pe 40. Eu am luat doar unul, nu? Da, și-o bou. O să iau, mai au 3, bun. Costă ceva și asta. Mai am una de separat, să vedem, mai poate repara ceva din jantele astea. Aia asta că am stricat, din păcate. Asta mai merge reparată? Nope. Retro 03B. Rimshop. Retro 03B. Pă 18, dacă nu mă înșel eu. Îmi trebuie 3, nu știu. Uite așa. Am să punem la echilibrat nebunia asta. Mă, sunt destul de mari cauciucurile. Și jantele, adică adevărat. Asta e o parte destul de ușurică. Echilibratul durează mai mult de obicei.
Bun, aș putea să și montez roata asta până atunci. 5 prezoane. O să mai montez încă o roată, dacă e așa. Bă, nu e rău. Ne descurcăm, zic eu. Hai, roată și tu. Mai are un pic roata asta de lucrat. Punem și pe cealaltă la balansat. Sper că n-am uitat nimic înăuntru. Trebuie să pun ulei în motor. Asta e cert. Să mă ocup... să mă ocup de exterior și interior. O să lăsăm mașina pe picioare, cum s-ar spune. Pe roți. Vreau să o mișc de aici. Îi dau move car la garage entrance. Să-i pun uleiul. Acum. Îl umplu. De ce nu? Hai să vedem ce este. Oare pot să și pornesc? Da, apare ok. N-am scaun, este? Interior, disassemble. Seat 6, fabrica. Interior shop. Seat 6, fabric A. Și că astea au fost scaunele ei. No assemble mod, interior disassemble, interior assemble. Seat 6, fabric A. La fel și aici. Reptilia R2. Reptilia R2. Bun, o să-i pun și volanul nou. Nu asta, mă. De ce l-aș pune pe ăla dacă a avut un alt volan? Adică... ia, pornește? Noi am pus starter, nu? Este? E undeva pe... da, trebuie să pun pe lifter. Move car, car lifter A. Trebuie să-i cumpăr un starter, eventual. Starter, V8, probabil. Noi am pus starter-ul, cum să nu. Noroc că mi-am dat seama și de asta. Starter de V8, bineînțeles. Hai să-i dăm direct move garage entrance. Și acum să vedem dacă pornește bestia. Bă, nu vrea bestia să pornească, am înțeles, n-am bateria pusă în ea. Bă, dobitoc sunt. Ui, și eu n-am mai jucat de mult. Hai să vedem acum dacă o să vrea să pornească. I-am pus și bateria, poftim. Ia să vedem, vrea? Oho. Tare, tare. Deci vreau să văd dată cum se numește mașina. Bolt Reptilia R2. Body shop. Bolt Reptilia. Cred că nu mai așa, ok, hood. Ce vreau. Taillight C, Taillight C. Cred că numai așa pot să-i pun assemble mode. Ah, dar nu merge, mă. Da, nu sunt ok. Bolt. Ia, R2, da. Nu merge, am înțeles. Nu. Capota niciodată nu merge, nu? I-am luat țeapă. Nu, nu merge. Deci apare nu există tuning pentru asta la corp. Bolt Reptilia.
Tasha Bolt, Reptilia R2. From bumper, front left door, window, fender, tot ce ne trebuie. Și asta cred că toate părțile, nu cred că ne mai trebuie altceva. În afară de plăcuțele de înmatriculare pe care o să le luăm noi, nu-i problemă. Portbagaj. Așa, geamul. Luneta, de fapt. O să vreau să revopsesc mașina, pentru că nu îmi place culoarea asta prea mult. O să scăpăm de plăcuțele alea de înmatriculare, pentru că ce sens ar avea să le ținem. Pe spatele și acum... Opa, stai, că am uitat ceva. O oglindă. Perfect, bine că mi-am amintit. Normal mod vreau. Pare că nu mai știu. Florida, da, parcă pe Florida le luam eu. Nu știu. BLT RTL R2. Ah. Shit. R2. Ceva de genul. Bolt Reptilia R2. Armenia, România, RG05 UCI. Aha. Ok, ceva de genul, eu zic că e prea frumos. Florida. Bun, acum vreau să... Move car... Paint shop. Ce culoare ar trebui să-i dau eu, roșie? Good question, hai să vedem ce culoare avem la dispoziție. Factory, deci current factory, nicio diferență, metallic, cameleon, chrome, ești nebun. Nu știu ce culori am pe aici disponibile, sincer. Ia roșu ăsta. O să-l fac al naibii de roșu. Un roșu mai așa. O să pun mat. Bă, mi-ar plăcea, sincer. Un livery ceva. Bă, să zic că nu arăta cel mai rău cu un livery pe aia. Chiar ăsta mi-ar plăcea. Hai să-i dăm așa un paint. O să mergem imediat să vedem câți cai am scos, nebunia. Frumușică, frumușică, move car. To the dyno. Vedem aici, să-i facem un test dyno. Câți cai am scos, nebunia. Ia uite, hai să vedem. Avea 584 de cai putere și 724 de Nm înainte de tuning. Mama, a crescut până la cer. 1100 cai și 1369 Nm. Mama, asta e prea bine. 1116 cai chiar. Bă, a crescut, mă. Car liftera. Nu car liftera, de ce fi dat eu car liftera? Vreau garage entrance. Bă, arată bine, mă. E regentul ăsta. Ia o frumușică, grubișică. Cum ne trebuie. Perfecție. Perfecție. Vreau să o scot la o tură. Mamă, câte hambare. O scoatem la test track. Mamă, și după aia o vinem. Superbitate mașinuța asta. Prea superbă, prea frumoasă.
Din rablă în supercar. Ia uzo. Mahaha. Wow. Au. Bă, da, mă, da, mă. Nu știu unde am ajuns, sincer să fiu. Cum filmam camera așa? Am, uite zona acolo. Mamă, prea puternic cu mașina, dar fuge de curca naiba. Trebuia să-i pune niște cauciucuri mai bune. Mai adecvate, parcă. Fuge de cur. Oricum, prea tare mașina. 1100 cai. Wow. Ia uite ce viteză își prinde nebuna. Mamă, bă, rupe, 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 rupe rău. Mai avem brake test. Am frânat-o de tot. N-ai cum cu asta, e prea... prea rapid, prea furios. Eu merg cu Dacia iar tu pe jos. Da, bă, prea furioasă mașinuța asta mică. Ternică, tati. Ia uite-o aici. Ferbitatea. Tot e ok, niciun stres pe ea, hai să o și vinem, zic. Tot e ok. Mamă, cât luăm pe ea, frate. Costă 107.519 dolari și cu bonusul de restaurare 21.000. Mamă. Am vândut și mașina asta, băieți. Sper că v-a plăcut episodul de azi. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu uitați, dai un like acolo și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.